seara și bine v-am regăsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă prezint jurnalul regional. Directorul comercial al APAVIL Vâlcea a fost prins în flagrant în timp ce lua mită. Revenim imediat cu detalii, dar să vedem mai întâi titlurile ediției. Elevii de la liceul Matei Basarab din Strehaia învață înfăcoriți în haine groase din cauza frigului din școală. Lacul Bistreț este un coșmar pentru locuitorii de pe Valea Dunării. Mii de hectare de teren agricol se află sub apă și zeci de gospodării au fost inundate. Inspectoratul de poliție județean Mehedinți are de astăzi un nou șef. Directorul comercial al APAVIL Vâlcea, Ion Ionescu, a fost prins în flagrant în timp ce lua mită. El a primit 20.000 de lei și 1.000 de euro pentru a semna contracte de achiziții publice. Astăzi, după amiază, au avut loc mai multe percheziții în acest caz. APAVIL este societatea Consiliului Județean Vâlcea. Ion Ionescu urma să fie adus spre seară la sediul filialei Direcției Naționale Anticorupție din Craiova pentru audieri. Cel mai probabil, fiind vorba de flagrant, acesta va fi reținut și propus pentru arestare preventivă. Condiții dificile pentru liceenii din Strehaia. Elevii învață la temperaturi apropiate de cele de afară pentru că focul în centrală nu se face decât dimineața. Copiii stau înfofoliți în haine groase, cu geci și căciuli, în timpul orelor de teamă să nu răcească. Administratorul liceului Matei Basarab spune că nu sunt bani pentru cumpărarea combustibilului, așa că drămuiește ce are ca să îi ajungă pentru toată iarna. Este foarte frig. Și cum reușești să stai la ore? Ne chinuim. Ți-ai dat geaca jos de când a început școala? Nu, pentru că nu putem, este foarte frig. Cum este temperatura în clasă față de ce este afară? Cam aceeași, doar că e cu câteva grade mai ridicat. În rest, este frig, foarte frig, mai ales de dimineață. Și profesorii sunt nemulțumiți de condițiile în care își desfășoară activitatea. Spun că frigul scade puterea de concentrare a elevilor. Vedeți cum intrăm la ore și cum venim îmbrăcați din cauza frigului. Nu dați haina jos de pe dumneavoastră? Nu, nu, nu. Așa lucrăm. Destul de greu și pentru copiii care trebuie să se concentreze. Este greu și pentru copii, este greu și pentru noi. Eu sunt profesor de matematică și trebuie să scriu pe tablă și așa stau și așa scriu. Asta e situația. Dar... Ați avut cazuri de copii care s-au îmbolnăvit? Da, s-au mai îmbolnăvit. S-au mai îmbolnăvit copiii. Dacă ar fi să comparați temperatura din clasă cu cea de afară? E o diferență mică. Administratorul liceului spune că pornește focul în centrală doar câteva ore ca să aibă combustibil pentru toată iarna. Bugetul unității de învățământ este mic, astfel că nu permite cumpărarea unei cantități mai mari de combustibil pentru ca elevii să învețe în condiții normale. Noi am putea să mergem cu centrala non-stop. Ea e modernizată, centrala. Este făcută să meargă câtă căldură vrei, atâta le dai, dar în același timp noi trebuie să ne încadrăm în cheltuielile pe care le avem. Cu primăria ați încercat să luați legătura, să vă mai ajute cu funduri? Am încercat, dar este clar, banii pe care i-am avut alocați, primăria ni-a dat. Suplimentar n-au nici ei bani, pentru că orașul este mic, suntem într-o zonă unde sărăcia e la ea acasă. Și cam cât timp stă focul în centrală ca să se încălzească așa cum sunt? La 5 pornim centrala și la ora 10 stingem focul. Pentru a avea o temperatură de peste 20 de grade în sălile de clase, liceului Matei Basarab ar mai trebui aproximativ 100.000 de lei, bani care însă nu sunt în bugetul unității de învățământ. De partea cealaltă, elevii care învață la școala generală din Strehaia stau în clase la temperaturi de peste 20 de grade. Un corp al unității de învățământ este încălzit cu lemne, iar altul pe bază de combustibil lichid ușor. Conducerea unității de învățământ susține că pentru asigurarea încălzirii pe timpul iernii cheltuie aproximativ 100.000 de lei, iar banii sunt asigurați din fondurile proprii ale liceului. De când avem bugetul personal, de când ne-am despărțit de centrul bugetar liceu Matei Basarab Strehaia, școala Strehaia Generală Mihai Viteazu a avut bani suficienți pentru asigurarea încălzirii pe perioada timpului rece și bani suficienți pentru reparații și întreținerea localurilor de școală. În ultimele nopți, la Strehaia, temperaturile au coborât mult sub minus 10 grade.
CNADNR acționează preventiv pe drumurile naționale și europene din Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți și Gorj. Cu meteorologii spun că este posibil să avem mâine și poimâine polei. Utilajele speciale împrăștie deja material antiderapant. Compania avertizează însă că din cauza ploilor abundente și a temperaturilor scăzute, poate apărea fenomenul de spălare a produselor împrăștiate pe partea carosabilă. Astfel, pe anumite sectoare pot alterna suprafețele lunecoase cu cele umede. CNADNR precizează de asemenea că acționează împotriva depunerii poleiului și a zăpezii pe întreaga rețea de drumuri naționale și autostrăzi cu sare, nisip și alte produse chimice cu efecte de degivrare. O firmă din județul Vâlcea a fost amendată de Garda de Mediu pentru că exploata ilegal masă lemnoasă în județul Gorj. Societatea a fost sancționată cu 30.000 de lei. Șeful Gărzii de Mediu Gorj, Gheorghe Sanda, a declarat că și în alte județe sunt în derulare verificări la firme care au exploatat masă lemnoasă în zonă. Agenții economici sunt greu de găsit, întrucât au închis în această perioadă punctele de lucru. Amenzile aplicate de Garda de Mediu în ultima perioadă au depășit 200.000 de lei. Lacul Bistreț este un coșmar pentru locuitorii de pe Valea Dunării. Mii de hectare de teren agricol se află sub apă și zeci de gospodării au fost inundate în zona Cârna-Plosca-Bistreț. Doar temperaturile scăzute din ultima vreme au făcut ca apa revărsată din lac să nu ajungă și în locuințe. Oamenii se tem că vor retrăi coșmarul din 2006, când apele le-au distrus agoniseala de o viață. În localitățile doljene Cârna, Plosca și Bistreț, râul Deznățui a ieșit din matcă, nemaiputându-se revărsa în lacul Bistreț. Acesta la rândul lui a inundat terenuri agricole, dar și grădinile oamenilor. Acum apa este înghețată și n-a ajuns decât până în curți, unde a format adevărate patinoare. Locuitorii se tem că atunci când temperaturile vor crește, ar putea păți la fel ca în 2006, când au pierdut case și întregi gospodării din cauza inundațiilor. În 2006, cât era la taia apa? Peste părâni, ne-a luat acoperișul apă. Ce ați făcut atunci? V-a dărmat casa, am auzit. Tot! A rămas nimic! I-a murit și pomea din casa. De supărare, v-a murit. Mi-am luat copiii la Cărăva și a stat tot 3 luni de zile și când a venit de acolo a pus ploaie aici. Nimic n-a mai pus. Când a venit și a văzut, în 2 săptămâni a fost terminat. Ce se întâmplă data aia dacă se topește gheața asta în săptămânile următoare? Se întâmplă iar. Se întâmplă iar aceeași situație. Apa, stația de aici trage de pe câmp și bagă aici în balta asta, Deznățuiul bagă tot aici. În loc să o tragă, se duce și vine tot aici. A venit cineva să vadă, tata, apa a ajuns? Nici atunci, nici acum. Da, din 2006 n-am avut apă carică. Păi, să-i dea drumul, domnule, la Nerdia, unde este cursul al mare care se ducea când scădea apa și aici la Dunăre nu mai... Dacă Dunărea scade, atunci are prin cădere, dar stațiile nu mai știu care era cu Ceaușescu. Nu mai e. S-a dus toate. N-a mai dat drumul la stații, că nu e curent, a întrerupt curentul. Cine îl plătește? Când s-o topi zăpada de la deal, vine în coate și ne inundă de tot. Iar cum a fost? Păi balta este, dacă vedeți, unde se vede, sunt niște crici acolo, dacă filmează. Da. Acolo e balta normal. E venită balta, e venită în coace. 200 de metri, 300 de metri. Ce aveau oamenii pe aici pus? Pe grădini, aici sunt grădinile oamenilor. Să sperăm că nu vine, dar e pe dig în partea mai are 2 pale. Deci digul, digul bălță, mai are 2 pale și trece peste el. În zona Bistreț a fost un an 2014 ploios și au fost probleme tot timpul. Autoritățile susțin că au făcut tot ce le-a stat în putință. Au sesizat ISU, Prefectura, Administrația Bazinală de Apă Jiu, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Dolj. Am făcut atâta numeroase sesizări și la ANIF, Instituția Prefectului, deci practic din septembrie ne batem cu apele. S-au făcut comitete locale, comitete județene, au venit la fața locului. Într-adevăr, s-a obținut, chiar și o asociație a plătit 2 miliarde pentru retragerea acestor ape, dar cu toate eforturile făcute până acum de toate instituțiile, apa nu dispare. Dar problema mare sunt casele și apa de băut, pentru că în final pânza de apă fiind foarte aproape, eu nu am alimentare de apă în satul Plusca și apa deci nu poate fi consumată. Administrația Bazinală de Apă Jiu spune că în 2014 au fost mai multe perioade în care evacuarea în fluviul Dunărea a apelor din lacul Bistreț s-a făcut prin pompare, conform ordinului prefectului județului Dolj.
Pentru îmbunătățirea situației s-a luat măsura de pornire a pompelor de la stația de la Mălăieni. După oprirea pompelor și până în prezent, descărcarea apei din lacul Bistreț în fluviu se face gravitațional, având ca efect scăderea cu 1-2 cm pe zi a nivelului în lac. De asemenea, ABA Jiu a luat măsura de a reduce debitele evacuate din acumulările Fântânele și Caraula în scopul diminuării debitului afluent în lacul Bistreț. Luând în calcul situația reală din zonă pentru perioada următoare, ABA Jiu va continua descărcarea gravitațională prin stația de pompare de la Mălăieni, iar în condițiile în care apele fluviului Dunărea cresc și acest lucru nu va mai fi posibil, se va impune continuarea evacuării apei cu ajutorul pompelor stației de pompare Mălăieni, a precizat Camelia Bărbuțu, purtătorul de cuvânt ABA Jiu. Potrivit prefectului județului Dolj, în momentul de față, localitățile din apropierea lacului Bistreț nu sunt în pericol. Până acum, cred că am dat 6-7 ordine de prefect pentru pornirea tuturor celor 16 stații de desecare. Dacă ar funcționa un an întreg toate, tot nu ar reuși să scoată toată apa de acolo, deoarece zona este inundabilă. Acolo sunt fostele orezării. Cheltuielile cu funcționarea stațiilor sunt mari. Trebuie să vedem ce putem face pe viitor, pentru că nici ANIF nu este în situația de a rezolva singur această problemă. Pompele de la aceste stații sunt mari consumatoare de energie electrică. Cetățenii și firmele care dețin aceste terenuri trebuie să înțeleagă că este nevoie să contribuie și ei la aceste cheltuieli. La ora actuală, localitățile nu sunt în pericol, iar în caz de urgență vom interveni, a spus Sorin Răducan, prefectul județului Dolj. Comisarul șef Romulus Oprița este începând de astăzi inspector șef titular la conducerea IPJ Mehedinți. El a promovat examenul susținut la sediul Inspectoratului General al Poliției Române. Verificarea a constat într-un interviu pe teme profesionale, la care Romulus Oprița a obținut nota 8.55 și a fost declarat admis. Comisarul a ocupat până acum funcția de inspector șef interimar, după ce în luna aprilie 2014, fostul șef al unității, Ștefan Ponea, a fost suspendat. Acesta din urmă a fost arestat preventiv pentru fapte de corupție în dosarul lui Adrian Duicu. La concursul de astăzi se înscrisese pentru conducerea IPJ Mehedinți și subcomisarul Remus Lucian Luca, șeful Serviciului Județean Anticorupție, dar nu s-a mai prezentat la interviu. Vă prezentăm în continuare informațiile meteorologice. Începe să se încălzească în următoarea perioadă. Dacă în ultimele nopți am avut temperaturi și de minus 20 de grade, acum vor trece de cota 0 în unele localități. Se vor înregistra 0 grade la Drobeta, Turnul Severin și Caracal, 1 grad la Craiova și Calafat, dar vor fi și de minus 3 grade Celsius la Slatina și Drăgășani. Mâine, mercurul din termometre va indica 1 grad la Drăgășani, 3 grade la Filia și Corabia, 4 la Craiova și Târgu Jiu și 5 grade Celsius la Calafat și Drobeta, Turnul Severin. Jurnalul regional se încheie aici. Sunt Raluca Săcuianu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc să aveți o seară frumoasă în continuare. Rămâneți alături de Alege TV!